Bună dimineața, bun găsit, o nouă emisiune Lux Sport Live. Am văzut aseară alte două meciuri din sferturile de finală Champions League. Am văzut un meci preeditat, practic, după finala de anul trecut. Un meci frumos, spectaculos, cu foarte multe goluri pe Allianz Arena. Un meci între Bayern München, o echipă care, deși în absența lui Gnabry și Lewandowski, încă suferă într-un fel sau altul, reușește să marcheze, dar doar două goluri împotriva unui PSG care pur și simplu face o seară extraordinară. Omul numărul 1, Mbappé, cu două reușite și astfel reușește să câștige pe Paris Saint-Germain în deplasare, prima manșă, 3-2 împotriva nemților. De asemenea, o altă partidă disputată la Sevilla, pe un teren neutru, așa cum era de așteptat, poate Chelsea se impune, nu fără emoții, spun eu, cu 2-0 împotriva celor de la FC Porto și au opțiune serioasă pentru calificarea mai departe în semifinale competiției. Însă, repet, meciul de aseară dintre Bayern și PSG poate să rămână fără doar și poate ca o finală acestui sezon de Champions League, pentru că a fost un meci foarte, foarte spectaculos. S-a elucidat și povestea cartonașelor semnate de Haaland pentru Octavian Șovre. Iată că, așa cum am intuit, deși au fost foarte multe acuze la adresa lui, până la urmă acele cartonașe au un gest umanitar ca substrat și este de lăudat gestul lui, deși a fost filmat și s-a discutat foarte mult pe această temă, fiind un oficial al partidei dintre Manchester City și Borussia Dortmund, ar fi trebuit să se ferească puțin de ochii lumii. Banii pe care îi strânge Octavian Șovre prin diferite gesturi merg către copiii cu autism de la Bihor. În această dimineață, pentru că o să mergem ușor-ușor către alte discuții, i-am studiat alături de mine pe Iulian Miu și pe Cosmin Bărcăuan de la distanță, din Grecia. Bună dimineața, Cosmin! Bună dimineața! Ce faci? Bine, carantină de 5 luni, nu foarte bine, dar asta e situația. E mult mai greu să trăiești în momentul de față acolo decât în România, pentru că tu ai fost și în România în această perioadă și lucrurile au părut mai relaxate, sunt sigur, pentru tine. Să știi că dinainte de sărbători, din noiembrie, sunt în Grecia și am intrat în carantină în 5 noiembrie. Și de atunci suntem în carantină totală, adică e o situație foarte, foarte, foarte grea. Atât din punct de vedere psihic și fizic, e și pentru noi și pentru copii e foarte, foarte greu. Am ajuns la un punct în care să-ți fie frig, să simți nevoia să ieși, să nu poți, poliția pe stradă, aici trăim o chestie incredibilă. Totuși, așa, fac o paranteză până să trecem la fotbal. Poporul grec este cunoscut ca fiind un popor destul de neprietenos în fața guvernului de acolo și nu de puține ori i-am văzut pe stradă. De data asta s-a adoptat o strategie în care au înțeles situația în comparație cu noi, că noi am fost mai revoltați, deși noi trăim aproape normal în comparație cu ceea ce spui tu că se întâmplă în Grecia. Nu, să știi că au fost destul de ascultători, să spun așa, poporul grec față de guvern. Au păstrat cu strictețe tot ce s-a spus. Nu numai de asta, dar a fost și o frică, din două puncte de vedere. O frică vis-a-vis de virus și a doua frică a autorităților, a poliției, care au fost foarte, foarte drastic cu amenziile către populație. Și e foarte greu, mai ales perioada asta, fără să ai un job, să plătești o amendă de 3-400 de euro, e destul de greu. Și atunci, decât să plătești 3-400 de euro, mai bine stai acasă. Da, iată că poate fi un exemplu din punctul ăsta de vedere, modul în care gândesc cei de acolo. Vorbeam înainte să intrăm în emisiune de faptul că weekendul trecut Iulian Miu, reprezentantul Stelei, a întâlnit FC Voluntari 2, echipă pe care tu ai pregătit-o. Ați câștigat lejer, nu, Iulian? Da, dar cei de la Voluntari, să știi că s-au mișcat și ei cât au putut și ei, dar e o diferență de valoare, de jucători și
Lucrul ăsta a făcut diferența. Nu că cei de la voluntari n-ar avea perspective, au o academie destul de bine conturată, ușor, ușor au mai venit și jucători de acolo spre prima echipă. Se întâmplă lucruri frumoase și în, și în voluntari la acea academie care are, are resurse destul de, de, de mari. Barca, tu ai fost la voluntari o perioadă de vreme, ai antrenat această echipă, a fost prima ta experiență, nu? Din punctul ăsta de vedere al antrenoratului, după care ai revenit în Grecia. În România. Da, da, da. Da, da, a fost o perioadă, un an și ceva am pregătit echipa a doua. Sigur, strategia mea ca antrenor a vrut și am dorit cât de mult am putut să promovez sau să pregătesc pentru a promova niște copii din academie. În prima fază am lucrat doar cu copii din academie. Pe urmă, bineînțeles, cerințele au fost ca echipa să claseze și să câștige meci de meci, lucru care v-am zis, ca să se întâmple treaba asta, am făcut o preselecție. Am dat o șansă tuturor copiilor care vor să se afirme și nu au avut posibilitatea nicăieri. Am reușit să fac o selecție. Bineînțeles, am avut o grupă și o serie foarte grea. Cred că acum seria nu e atât de grea și Iulian Miu poate să o confirme. Sunt 2-3 echipe. Atunci, țin minte, erau 13 echipe, 14 echipe și toate erau echipe grele. S-a făcut pasul către echipa mare a unor jucători. Unul jucător a plecat în împrumut către ligile a doua în România. E un lucru bun, e un lucru bun ce se întâmplă acolo. Sigur, nu e foarte ușor. Cum ți se pare prima echipă? Parcă an de an are aceeași poveste cu salvarea de la retrogradare, ba cu baraj, ba pe ultima 100 de metri. Și anul ăsta au început așa și așa, după care au avut o perioadă proastă și au revenit acum înainte de play-out. Au mai câștigat meciuri. Da, întotdeauna, țin minte, voluntarii a început rău, dar vezi, în fiecare an au terminat bine. E important că au scăpat de două ori de retrogradare. E foarte important ca echipa să rămână în prima ligă. Mai ales, gândește așa cum a spus și Iulian, ei au o academie de 600-700 de copii acolo. Și e normal ca echipa să rămână în prima ligă. Nu numai neapărat datorită faptului că, vezi, Doamne, pe voluntar, dar gândește-te că e o echipă acolo care sprijină și eu un primar care sprijină acolo sportul în general și vorbesc de basket, vorbesc de fotbal, vorbesc de... Și atunci e foarte important. Povesteam că ați fost colegi de generație, tu cu Iulian. Cum era să vă întâlniți pe teren? Cu Iulian totdeauna am avut probleme. Probleme în joc, pentru că și eu vreau să câștig și el, eram și eu un jucător dur și el la fel și erau scântei. Era un jucător, mi-era frică de el, îl spun sincer. Dar știam că face un marcaj dur, știam că e un jucător care nu se gândește și nu se menajează și întotdeauna meciurile cu el au fost destul de grele, pentru că pe vremea aia jucam atacant. Păi asta vreau să spun, că poate lumea te percepe că inițial tu ai fost omul de bază din apărare, după care... Și eu am fost atacant, cam așa o să creadă lumea, că am jucat exact. Eu vârful. No, de asta am și spus, că pe vremea aia când jucam atacant. Cum a fost schimbarea asta sau de unde a plecat? Că nu întâlnim, mai ales acum, nu prea întâlnim să vedem un jucător defensiv după care să ajungă vârf. Prima schimbare a fost în finala cupei la Craiova cu Rapid. Aveam un număr mic, aveam mulți accidentați atunci la Craiova. Eu fiind atacant, Emil Sându era antrenor atunci. La încălzire s-a întâmplat ca un fundaș central să se accidenteze și mă pregăteam, adică făceam finalizare la încălzire cu centrări, cu șuturi și m-a chemat Sându-i la margine și mi-a zis: Bărcă, astăzi trebuie să faci un sacrificiu.
în finala cupei, îți dai seama, toată lumea, era stadionul arhiplin. Și am zis, ok, pentru echipă, orice sacrificiu mi se cere, în momentul ăsta n-am ce să spun că nu. Zice, trebuie să joci fundaș central, aulă. Am zis, ok, asta este, mi-a dat niște indicații de ultim moment, îți dai seama ce indicații, adică era foarte greu de nu mă gândeam pur și simplu la indicațiile lui, dar mă gândeam să nu mă fac de rușine, pentru că totuși era un post nou pentru mine și într-un moment atât de greu. Dar acolo s-a fost prima trecere. Formă, la Dinamo, domnul Andone, aveam o echipă foarte puternică la momentul acela. Era Claudiu Niculescu atacant, era Dănciulescu, Enendiu, era Zicu. Și m-a văzut dânsul că fundaș central aș avea un randament mult mai bun ca atacant. Cu toate că ca atacant dădusem, nu eram eu un atacant extraordinar, nu eram un jucător să am o tehnică deosebită, dar eram un jucător, un atacant care se bătea pentru fiecare minge, își ajuta echipa în chiar dacă nu făceam spectacol, dar mi-ajutam echipa mult prin alte mijloace. Acum el a văzut că sunt un fundaș central bun și am rămas fundaș central. Cu toate că lucrul ăsta m-a ajutat enorm, pentru că la 6 luni am făcut pasul către Șacu Iordone ca fundaș central. Să știi că e destul de greu să din vârf să ajungi fundaș central și îți dai seama că ai cu totul alte repere. Au mai jucat cei care au fost mijlocași centrali, fundaș central, dar sunt cazuri puține ca din atacant să devii un fundaș central bun, că până la urmă trebuie să... Sunt repere total diferite în ceea ce înseamnă aceste două posturi. Iulian, tu știi foarte bine că e foarte greu să construiești, e foarte greu să joci atacant. E foarte ușor să distrugi, să joci fundaș, să distrugi. Cu toate că mi-era ușor, pentru că demarcările jucătorilor și atacanților le anticipam. Prin prisma experienței tale de atacant. Prin prisma experienței ca atacant anticipam unde, în momentul când fundașul advers central avea mingea și atacantul meu în marcaj făcea o deplasare falsă, știam unde vrea să ceară mingea, știam ce are în cap. Și așa mi-a fost ușor. Spuneai de... Te rog. Nu, asta am spus, că mi-a fost puțin ușor să joc. Adică să percep postul ăsta nou. Spuneai că ai făcut apoi un scurt timp pasul către Șahtior. Ai fost printre primii români de la Șahtior atunci când echipa era departe de ceea ce a realizat cu Mircea Lucescu. Eram la început. Șahtior Donetsk, atunci Mircea a început deja să construiască o echipă. Noi eram la început de a forma o echipă. Pentru că nu după mult timp, după ce am plecat eu de acolo, 2006-2007, în 2008 sau 2009 a câștigat Cupa UEFA, dacă mi-aduc bine aminte. Exact. Da, tu acolo ai găsit pe cine? Știu că a fost Aliuță, nu? Florea? Flavius? Nu, Aliuță era la Metalurg Donetsk. Eram la Șahtior. Pe cine ai prins acolo? Eram Marica, era Raț, era Daniel Florea și Stoican. Și Flavius. Între timp, Aliuță a plecat, făcuse pasul. Aliuță a fost primul care a fost acolo, pe urmă a plecat, nu știu unde a făcut, la Steaua, pare mi se formă. Da, a venit la Steaua o perioadă. Bravo, a venit la Steaua și pe urmă s-a dus la Metalurg Donetsk. N-a fost coleg cu noi. Dar, bineînțeles, după fiecare antrenament eram toți împreună. Ce a însemnat pentru tine perioada petrecută la Șahtior cu Mircea Lucescu? Dai seama că în momentul când pleci de la... Și Iulian poate să-ți confirme, în momentul când erai jucător, în momentul ăla în România, te gândeai să faci tot posibilul să pleci în străinătate. Nu era alt gând. Deci erau două gânduri. Era echipa națională și să găsești un mijloc și ăsta să pleci afară, să joci afară. Nu conta banii. Uite, Iulian poate să-ți confirme. Nu contau banii, nu contau primele, nu conta nimic. Fiecare meci era pentru confirmarea ta ca jucător. Țin minte, mă dureau picioarele, mă dureau unghiile, jucam fără unghii, fel și fel de junghiuri. Nu conta, nu era, astăzi mă doare dochii, vezi că nu pot, nu exista așa ceva. Adică era fiecare meci, era pentru confirmare, să pleci
să plece afară. Și odată ce ai ajuns afară, și poți să spui afară, Shakhtar Donetsk era o echipă care era în grupele Champions League, în grupele Europa League, era o echipă puternică, era un vis împlinit. E, și din alte puncte de vedere acum, că până la urmă știi cum e, veneau și primele destul de bine conturate așa. Iulian, când ai plecat de la $2000 cât aveai contractul la Dinamo, gata aveam, 2000 pe vremea aia, și plecai la 20-30 de mii, nu mai poți să faci, mai era vești. Pe lună trebuie să spunem, pe lună, să nu creadă lumea că pe an. Da. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, Bărcă, te rog, și revenim la discuția noastră. Suntem din nou la Luxport Live alături de Iulian Miu și Cosmin Bărcăuan la kilometri distanță, nu foarte departe, că dacă stăm așa să gândim distanța și calculată în kilometri și în timp, de la București la Salonica, acolo unde ești tu, spre Halkidiki undeva, 8-9 ore ești acolo dacă vrei. Vreau să spun că ajungi mult mai repede la Salonic de la București decât să ajung să-mi văd părinții la Oradea de la București. Trebuie să amintim faptul că noi încă ne străduim cu autostrăzile în România. Trebuie să spunem că e o zonă frumoasă acolo. E o zonă frumoasă, păcat că e carantina asta. Vedem, la vară, dacă o să ajungem și noi prin Grecia un pic. Îl vizităm pe Bărcă. Dacă ne lasă să ne plimbăm spre Grecia, îi facem o vizită. Trebuie să dea drumul, nu se poate. Pentru că Grecia este, gândiți-vă că 60-70% din economia Greciei este turism. Turismul, nu. Și citeam acum câteva zile, sunt vreo 400 de hotele pensiuni care se vor scoate, sunt vreo 400 de vânzare numai în Halkidiki. Deci îți dai seama economia Greciei, cât de, dacă nu vor deschide, ce se va întâmpla, ce iarnă va fi în Grecia. Da, așa este. Vorbeam de perioada petrecută la Shakhtar și sunt sigur că ai trăit o perioadă aparte în această carieră ta acolo, cu multe peripeții și momente frumoase trăite alături de românii de acolo în același timp, da? De băieții care erai la echipă, îți spuneai și tu de Raț, de Ciprian, de Marica, de Flavius, Nea Mircea. Așa, dacă stăm să ne întoarcem în timp, hai să ne amintim de una sau două dintre ele, pentru că la momentul respectiv poate nu puteai să le povestești, dar acum ne amuzăm cu siguranță în privința lor, pentru că timpul a trecut și privim altfel lucrurile. Alo? Da. Nu știu dacă ne auzi, mai repet. Acum vă aud, nu v-am auzit deloc. Se mai întâmplă cu internetul, nu ne jucăm. Spuneam că ai petrecut o perioadă foarte frumoasă la Shakhtar cu românii de acolo, da, vorbeam de Raț, de Marica, de Flavius, cu Nea Mircea, și sunt sigur că la momentul respectiv nu reușeai să povestești lucrurile pentru că erai un jucător profesionist, dar după te amuzi de ceea ce ai trăit la vremea respectivă. Într-o echipă, în fiecare zi există fel și fel de lucruri frumoase care se întâmplă și care pot să le povestești copiilor după aia. E normal să se întâmple, pentru că perioada petrecută împreună, cantonamentele și orele petrecute împreună erau mult mai mult decât erau cu soția acasă. Atunci era normal să se întâmple și a fost o perioadă foarte frumoasă la Donetsk atunci. De câte ori l-ai supărat pe Nea Mircea? Nu știu dacă din punct de vedere disciplinar l-am supărat vreodată. Pentru că să știi că în fața lui Nea Mircea am fost un jucător disciplinat. Nu, asta și spunea și Raț, să știi, invitat la noi în studio, același lucru l-a spus. Poate să spună și dânsul, n-am creat probleme. Nu eram un jucător problemă, dar nu numai cu Nea Mircea, în general. În general n-am fost un jucător sau un jucător să creez probleme din punct de vedere disciplinar. Că ce făceam eu după antrenament și unde plecam și ce făceam, asta era total. Dar în momentul când intram în vestiar, mă transformam. Mă transformam în jucătorul profesionist care trebuia să joace. Ai fost o fire mai rebelă? Ai simțit că ai fost un timp mai rebel din punctul ăsta de vedere al vieții personale în perioada aceea? Că toți avem o tinerețe pe care o trăim așa cum simțim fiecare. Poți să spui că nu ne aude nimeni, știi, suntem doar noi. Dar nu am ce să mă spun. Vrei să spun că, Iulian, tu știi, mă cunoști foarte bine și știi ce sunt. Tu știi ce făceam și eu știu ce se întâmplă. Toți am făcut multe, dar nu ne mai aducem aminte acum. Dar au fost vremuri frumoase. Pentru mine, știi de ce? Eu vreau să jucătorii ăștia tineri
aș vrea ca ei să înțeleagă și să nu facă ceea ce am făcut noi. Pentru că noi le făceam, dar și jucam fotbal. Asta e diferența. Păi, prietene, ăștia nu fac și nu joacă fotbal. Înțelegi? Adică zici că vin obosiți, zici că au la sapă, e incredibil. Să vezi jucătorul în minutul 55 că își pune mâinile în șol și mâna în genunchi, nu mai are oxigen. La lui nu se întâmpla lucrul ăsta și intensitatea meciului era cu totul și cu totul altceva, Iulian. Atunci, da, nu. Mi-aduc aminte, noi cred că am, și nu cred, e adevărat, noi tot ne-am jucat și tot am alergat de mici și atunci condiția noastră fizică a fost mult mai dezvoltată și abilitățile, că noi băteam mingea, pe, să zic așa, peste tot. N-aveai ce să faci. Acum sunt telefoanele astea, spuneai și tu mai devreme, noi jucam fotbal, în fiecare zi fotbal. Și dar asta nu e... numai asta. Noi pierdeam și nopți, Iulian. Noi eram și jucători care ne plăcea să stăm unii la alții, să ascultăm o muzică, să stăm, să... Știi că ne plăcea. Și a doua zi la antrenament eram primii. Da, așa e. Sunt multe de povestit, da? Doar muzica așa între voi? Sau doar băieții? Bine. Mai jucai un remi, mai jucai un joc, mai o bere, știi cum e, da. O bere, păi da. Păi da, n-aveai ce. E vorba de mentalitate aici, Bărcă, e vorba de cum ești tu construit și... E vorba de mentalitate, e vorba de personalitate, e vorba de cum gândești, ce vrei de la viață. Sunt mult. Eu ți-am spus că trăiam atunci doar să joc, să ajung să plec afară sau să fiu convocat la echipa națională. Păi când venea, când auzeam că sunt convocat la echipa națională sau posibil să fiu convocat la echipa națională, nu mai conta altceva. Conta nimic. Acum văd, intră jucătorul curat, frumos, tricou, alb sau ce culoare joacă și după meci e același culoare. Nu văd o alunecare, nu văd să curgă sânge, nimic. Ai avut impresia asta și la meciul echipei naționale? Păi nu am avut. Păi n-am avut toți. Păi dacă nu ești, dacă nu ai personalitate și nu ai motivație și nu. Pentru echipa națională trebuie să mori acolo pe teren. Nu există altceva. E posibil să te bată Armenia, e posibil să... Nu e posibil așa ceva. Nu vii, nu pleci de acolo. Țin minte, jucasem în Armenia cu Nea Puiu, dar cu domnul Iordănescu, am luat aminte, nu știu, era 0-0 la pauză. Ce s-a întâmplat? Deci era meci amical. Nu se poate. Adică trebuie să înțeleagă și jucătorii ăștia. Băi, fraților, mergi la echipa națională, nu te duci la... Într-o echipa națională, băi, mori pe teren. Nu poți să ieși de acolo bătut, te bate Armenia. Înțelegi? Deci e altă atitudine trebuie să ai ca jucător de fotbal. Acum e altceva. Și că toată lumea a dat în Mirel sau a fost acuzat Mirel și Mirel chiar s-a gândit să demisioneze. Rădoi nu e bun. Pițurcă nu e bun. Cârțu nu e bun. Păi nu e bun, nimeni nu e bun. Doar jucătorii. Nu, vă spun eu, ăștia sunt antrenori buni. Păi Rădoi a și dat-o, dar a spus-o frumos. A spus, doi jucătorii nu mă ascultă. Nu, jucătorii nu poate să se ridice la ceea ce vrem noi să jucăm. Asta vreau să spună. Înțelegi? Pentru că jucătorii nu sunt... ei au crezut că echipa națională este așa, mergem la echipa națională. Nu e așa, fraților, echipa națională, echipa națională. Înțeleg și eu că poate cu echipele astea mai bune să nu ai cum să te bați cu ele, dar spuneai și tu, cu Armenia să nu poți să faci un rezultat de egalitate, să tămâi în cărți, că până la urmă s-a complicat grupa asta rău de tot. Hai să spun ceva. Poți să joci orice adversar, de orice calibru vrei tu să îmi spui un adversar în față. Olanda, Germania, orice echipă. În momentul când tu, ca jucător, ai o atitudine pozitivă față de meci și îți bași capul în contră și alergi și te dai de pământ și faci orice ca să îți aduci un plus la echipă, ai o atitudine pozitivă față de meci, bași capul în contră, asta vreau să spun. Dar nu să ridici piciorul, ai un cartonaș galben, să ridici piciorul, să-i spargi nasul, să iei un cartonaș roșu și să faci diferență. Adică trebuie să lucrezi cu cap. E vorba și de un lider la națională, pentru că tu ai prins prezențe la echipa națională și erau niște lucruri foarte clare. Acum nu par atât de clare și lipsesc multe lucruri. Liderul,
liderul la echipa națională și la orice echipă, lider. Și liderul ăsta, îți dai seama că de la lider trebuie să plece tot. Momentul când, bine, și noi am prins, și Iulian știe, noi am prins jucătorii la echipa națională, nu aveai voie să vorbești. Nu vorbeai, doar ascultai. Nu aveai voie, adică nu aveai voie. Îți era rușine să vorbești la echipa națională, în vestiar. Erau și alți jucători, veneau din alte campionate. Dacă vorba ta, dacă când ajungeai la echipa națională, ziceai, mamă, am pus-o cam așa. Păi da, păi intrai. Că te-ai la coadă, era coada mare de tot să ajungi. Deci mă urcam în autocarul echipei naționale și prima dată mă uitam unde e vreun scaun liber să nu supăr pe cineva. Adică asta vreau să spun, era alta și în momentul când intrai la antrenament, dădeai 100%, 100%, nu spun de meci, nu conta absolut nimic, pe cine e adversar? Atitudinea ta față de meci trebuia să fie aceeași, că jucai cu Armenia, că jucai cu Germania, că jucai cu oricine, trebuia să fie aceeași. Ai văzut și meciul cu Germania, ai văzut și meciul cu Macedonia de Nord și meciul cu Armenia. Putem să îndreptăm, sau poate Mirel să îndrepte după aceste trei partide, evoluțiile echipei naționale, putem să avem un alt joc cu băieții ăștia, pentru că vrem, nu vrem, tot ei vor veni la echipa națională. Dar e important cu ce mentalitate vor veni. Pentru că antrenor, Rădoi poate să-l dea afară, vine alt antrenor. Dar ei la un moment dat se va înțelege clar că ei de acolo pleacă totul. Păi tu ca antrenor, îți spun sincer, tu ca antrenor, poți să fii tu antrenor super, super pregătit și super, super șmecher. În momentul când nu ai jucători care să te ridice la ceea ce vrei tu, poți să fii tu ce antrenor vrei. În momentul când ai o calitate ca antrenor, e ușor să lucrezi cu jucători care au o capacitate mentală bună. E ușor să lucrezi. Păi spun, acum în România, și nu numai în România, și în Grecia, la un copil de 16-17 ani, trebuie să lucrezi lucrurile elementare din fotbal. Control, pas, pentru că au sărit niște etape. Toți acum sunt fotbaliști. Numai acum la 15-16 ani, mamă, ce fotbalist, păi stai puțin că nu poate să dăm o pasă lungă. Uite, de asta vorbeam eu, scuză-mă că te întreb. Noi n-am sărit etapele astea și de asta valoarea fotbalistului român înainte era mult mai mare, așa. Da. Aveai, da. Te jucai, de asta spun eu, când erai mic, 6-7 ani, te jucai și 8 ani, dădeai minge în fiecare, că dădeai cu latul, că dădeai la bar, că jucai tenis, că jucai pe rețica, tu erai mereu în contact cu mingea și o loveai de foarte multe ori. De asta, tot majoritatea fotbaliștilor din generația aia lovea mingea altfel, hai să fim sinceri, dacă te uiți acum, unii puneai și tu. Și unii pasă de 3 metri, de 4 metri, clară, dai mingea în aut. Adică, să mă ierte Dumnezeu, trebuie să ne uităm, adică trebuie să fim sinceri. Păi toată lumea vorbește că Rădoi, că ăla, nu, domnilor. Vedeți că altele sunt probleme. Și Hagi avea mare dreptate ce vorbea, când vorbea și ce spunea la televizor. Avea mare dreptate, pentru că el știa pericolul, a văzut pericolul și pentru că s-a ocupat de treaba asta. Știe ce se întâmplă. Păi dacă nu aveam Academia lui Hagi, ce se întâmpla? Ne uităm la echipele naționale. Uitam, deci nu, trebuie să vedem, adică nu, și noi ca antrenori, dar trebuie să vadă și oamenii care conduc fotbal, președinți, federații, toți oamenii ăștia, trebuie să dăm un restart și totul se dă de la bază, de la copii, de la 12, 13, 14, 15, 16, 17 ani, sunt niște etape foarte importante. Bărgă, vreau să te întreb și de Dinamo, pentru că ai făcut pasul de la Universitatea Craiova, echipa care este acum în Liga a doua, nu? Tu acolo ai jucat. Ai făcut pasul la Dinamo. Eu am jucat pentru Craiova. Am înțeles. Eu am jucat pentru Craiova, am jucat pe Ion Oblemenco, nu înțelegi. Că așa iară se interpretează, iară îmi spun noi, bă, stai-mă puțin că tu nu ai jucat pentru ea, ai jucat pentru ea altă. Am jucat pentru oraș. Oraș, pentru Craiova, pentru suporterul care e în Craiova. Da, e o poveste asemănătoare cu cea de la FCSB cu Steaua. Din păcate se tot întâmplă lucruri de genul ăsta. Te întrebam de Dinamo, de perioada petrecută acolo și de ceea ce a ajuns acest club. Sau unde a ajuns acest club, din păcate?
Din păcate, așa cum spui, pentru că Dinamo și istoria lui Dinamo, așa cum știți și voi, e un club puternic, e un club cu un număr mare de oameni care iubesc clubul ăsta, e păcat ca s-a ajuns în situația asta. Îmi doresc ca repede și programul ăsta cu suporterii și ce pot ei să aducă clubul din nou pe o linie de plutire. E păcat. Ar putea avea emoții sezonul ăsta în ceea ce înseamnă rămânarea Liga 1? Toate echipele care sunt în play-out poate să aibă emoții. Asta e și frumusețea play-out-ului, dacă vrei să spun. Toate echipele poate să aibă. Pentru că am văzut, uite, spun voluntari. La început, ok, acum am văzut că în ultimele 5-6 etape văd că joacă fotbal și este o echipă care eu spun că nu va retrograda din punct de vedere fotbalistic, ceva la televizor. Înseamnă că totuși sau toate meciurile din play-out vor fi de jucat. Adică nu poți să spun în momentul, deci nu știu dacă tu poți să spui în momentul de față, știi, trei echipe care vor retrograda. Au plus că se înjumătățesc punctele, știi cum e sistemul, se schimbă lucrurile la startul play-out-ului. Gândește, voluntari au 31, în jumătăți au 15. Ultima clasată din play-out sunt la 38. Sunt acolo. 2 puncte, 3 puncte în play-out nu sunt multe. Nu sunt multe. Lucru ce a demonstrat și în campionatele trecute. Da, diferența e că acum va fi o singură partidă, nu va fi tur-retur în play-out. Dinamo, vezi această echipă sprijinită doar de DDB? Nu, de perspectivă, doar de DDB sau au nevoie de un patron până la urmă? După povestea cu băieții ăștia, veniți din Spania, am zis că sunt prin România, nu i-am văzut la față, să fiu sincer, se judecă pe la tribunal, că nu sunt în acte, că au bani în buzunar după ei, e o nebunie întreagă. Da, e ceva ce eu n-am înțeles, cu toate că mi-am pus speranțe în băieții ăștia, când am auzit și auzeam pe Cosmin Contra, domnule, garantez eu pentru ei că faci. M-am sperat, formă, la probleme care au fost, mai bine nu veneau. Mă bucur că băieții din și programul ăsta de DDB sunt acolo. Sper ca lângă ei să vină oameni mai puternici. Am înțeles că au găsit un sponsor acum recent, un sponsor destul de puternic. E important ca lângă echipa Dinamo să vină cât mai mulți sponsori, ca să reușească să țină echipa pe acolo unde a fost. Din punct de vedere al titlului în acest sezon, e aceeași poveste cu cele trei echipe pe care le-am tot văzut în ultima vreme? Da, mă refer la CFR Cluj, la FCSB și la Universitatea Craiova? Da, dar să știi că anul ăsta cred că Craiova va... Din punctul meu de vedere, Craiova, FCSB va fi acolo, la un punct sau diferență de gol averaj. Pentru că văd o continuitate la ambele echipe de joc bun, și eu cred că se va da lupta între cele două echipe. Inspirată venirea acestui antrenor grec, pentru că tu îl cunoști. Îl cunoști de acolo. Îl cunosc. Adică Uzunidis are legătură cu Grecia. Da, bine, n-am lucrat cu el, nu știu multe despre el ca antrenor. Pentru momentul, nu poți să spui că îl cunoști pe un antrenor dacă nu ai lucrat cu el sau nu îl cunoști. Un antrenor e recomandat doar de rezultat. Absolut. În momentul când un antrenor are rezultate foarte bune, putem să spunem că este un antrenor bun. Sau în momentul când rezultatele sunt mai puțin bune, dar Ortulidis, așa cum știu, din Grecia este un antrenor bun, un antrenor care întotdeauna se luptă pentru un trofeu la sfârșitul campionatului. Și eu cred că va reuși să-și pună lucrurile la punct la Craiova. Da, o să mai luăm o scurtă pauză de publicitate, pentru că vom vorbi după și de românii care sunt sau au fost în Grecia. Au fost performanțe cu Răzvan Lucescu la PAOK sau Nico, a fost echipa lui Bărcă. În fine, vorbim de Ladislau Bălânii. Ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate și ne continuăm ideile.
am revenit la Lux for Live. Nici în pauză nu ne oprim din povești. Iulian Miu, sunt multe povești. Cosmin Bărcăoan. Și începusem discuția legată de Grecia Bărcă și de faptul că ne-am bucurat că Răzvan Lucescu a reușit într-adevăr performanțe notabile la PAOK, să iei titlul, să joci cu echipa asta în Europa, da, în Europa League, și să ai rezultate bune, să iei titlul după foarte mulți ani în fața lui Olympiacos, rămâne acolo undeva în istoria clubului. Dai seama, în ultimii 30 de ani nu s-a mai luat, și nu numai, s-a luat event, a luat eventul. Exact. A luat campionat. A schimbat istoria. Și asta va rămâne pentru noi, pentru români și pentru antrenorii români, să știi că s-a deschis o portiță foarte mare. Și vezi că pe lângă el vine și domnul Bălăni la Panathinaikos, care din nou face lucruri foarte, foarte frumoase. A pus acolo echipă pe picioare. Da, Panathinaikos, echipă de tradiție alături de Olympiacos, AEK și PAOK, dar cu o direcție total greșită față de cele trei. Adică Panathinaikos ajunsese la retrogradare. Da, a luat echipa într-un moment foarte, foarte greu. A preluat-o, dacă nu mă înșel, era pe locul 6 și la diferență foarte mică de celelalte echipe a intrat în play-off și eu cred că va avea un cuvânt foarte, foarte puternic în play-off. Au fost discuții pro și contra vis-a-vis de el, că nu știu, bine, suporterii și sunt întotdeauna mai euforici și ba că să nu mai rămână la echipă, ba că rezultatele au ajutat. Asta a fost, să știi, și cu Răzvan când a venit prima dată cu Lucescu, când a venit prima lună, toată lumea, fanii, nebuniți, mamă, că nu trebuia, că nu făcea, că nu o să facă. Și uite că a făcut o treabă extraordinară. Uite, și eu cred că și domnul Bălăni acolo va face la fel. Bine, suporterii au ideea lor, dar în momentul când ai rezultate la echipă și în momentul când câștigi, n-au cum să nu vină lângă echipă și ei. Am văzut episodul de la finalul meciului de weekendul trecut între AEK Athena și Olympiacos. Ionuț Nedelcearu fiind la AEK Athena, suporterii au intrat pe pistă pentru că e stadionul olimpic de la Athena. Le-au cerut jucătorilor să-și dea jos tricoule după o astfel de înfrângere. Acum nu știu cum e, că nu prea ai voie cu suporteri pe stadion, dar ei au ajuns până acolo. Bine, uite, la meciurile de acasă, să știi că suporterii, și știi foarte bine că suporterii greci vorbesc, și nu vorbesc numai de PAOK, Olympiacos, AEK, Panathinaikos, care au suporteri, Aris, sunt în afara stadionului și susțin echipa din afara stadionului. Sigur, înfrângerea a fost atât de grea pentru fanii pentru suporterii de la AEK, încât n-au suportat și au intrat pe teren și și-au judecat jucătorii. Lucrul în Grecia, să știi că nu numai la AEK s-au întâmplat. Țin minte, eram la PAOK și nu știam ce însemna atunci suporterii lui PAOK. În momentul urma să jucăm cu Aris, un derby local. Și am văzut de luni jucători, și Zagorakis, care era emblema fotbalului atunci în Grecia, capitanul echipei naționale la Euro 2004, îl vedeam supărat, îl vedeam puțin stresat și am întrebat: domnule, ce se întâmplă? De ce toată situația asta? Păi îmi zice: vezi că jucăm cu Aris în weekend. Și am zis: ok, ce se întâmplă? Zice: Doamne ferește să nu câștigăm, ne țin suporteri 5-6 ore în vestiar. Aoleu! Înțelegi? Deci e un fel de a-și mustra jucătorii cu treaba asta. Putem să spunem așa, între ghilimele, că sunt mai deosebiți suporterii din Grecia și cred că tu poți să ne povestești mai multe. Sunt pătimași și destul de fanatici așa. Cred că sunt printre cei mai pătimași suporteri din lume. Dar să știi ce am trăit momente la Salonic, la derbiul ăsta, PAOK Olympiacos, Iulian, nu pot să-ți explic în cuvinte ce înseamnă în momentul când ai intrat pe tunel, din tunel, pe teren, să vezi atât de mult, adică e incredibil. Nu pot să-ți descriu cum te simți. Am mai simțit la un moment dat, a fost, dacă îți mai aduci aminte, a fost Steaua Dinamo, am jucat
pe Național Arena. Pe Național Arena, pe Național, pe FC, cum era... Mai ții minte? Da, 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 cred că au trecut. Eram tineri atunci, au trecut 20 de ani. Eram, dar a fost o atmosferă ceva de genul. Ceva de sunt genul, sufletiști, adică sunt pun suflet mult doar, și... Nu, mult. Cum ți se păi pare... În momentul când joacă PAU, că știu suporte, știu prieteni, în momentul când joacă PAU, ei s-a terminat. Ei pleacă, își iau cafeaua, se uită în fața, nu contează ce se întâmplă afară, război, copii, nevastă, nu. Ei televizor și PAU. Uită și de serviciu, se mai duc la serviciu. Uite, să știi că nu se duc. Știu, știu cum sunt. Cum ți se pare, bă, Nedelcearu, că iată, vorbiți de la... post la post, la Ecatena. El, din păcate, a fost unul dintre puținii jucători care n-au bifat niciun minut la echipa națională. Ar fi trebuit să mizeze pe Mirel într-un meci sau altul? Acum, știi, eroi după război, toți suntem și putem să ne dăm cu opiniile toți. Acum, fiecare, Rădoi a gândit-o și a făcut selecția cum a gândit el și staful lui. Să spun eu că merita, că nu merita, e destul de greu să spun treaba asta. Și nici nu vreau să intru în... El s-a adaptat la Ecatena, nu? Adică tu vezi meciurile de acolo. Da, e ok, e ok. E un jucător care nu joacă, să știi că oscilează, să zici că astăzi a jucat de nota 8, săptămâna trecută a jucat de nota 5. Nu, este un jucător stabil, un jucător care își vede de joc și un jucător... care e întotdeauna spre bine. Deci nu este un jucător care spui, mă, astăzi nu a fost atât de inspirat. După performanța reușită de Răzvan la PAOK Salonic, sunt sigur că el a tras bine. Da, el s-a despărțit de Al-Hilal, se vorbește, nu știu, de Fener. Sunt sigur că a tras atenția și cluburilor importante, sau mai important, dacă putem spune, da, Olympiacos, Ecatena din Grecia. S-a pus vreo secundă problema, între ghilimele, sau nu, să ajungă la una dintre ele? Acum vreo două săptămâni era o vorbă să vină la AEK Atena. Citeam în presă din Elena. Citeam în presă. Acum vreo două săptămâni spunea că se pune problema să-l ia pe Răzvan. Acum nu pot să știu. S-ar plia și a reușit aceleași performanțe și la AEK Atena și acum a reușit la PAOK Salonic? Eu cred că Răzvan cunoaște foarte bine fotbalul elen și eu cred că, sigur, 100%. E un antrenor bun, un antrenor care cunoaște fotbal și poate ajuta mult o echipă pentru îndeplinirea unui obiectiv. Ar fi un lucru interesant să îi vedem în același timp, nu, în Grecia, și pe Ladislau Belin la Panathinaikos, iată, și pe Răzvan întors la AEK Atena. Sunt doi antrenori care, antrenori buni. Eu am debutat cu domnul Belen la echipa națională, am lucrat cu el, știu ce poate să facă cu echipă. La Răzvan, la fel, am fost la antrenamentele lui, la ciclele săptămânale, în momentul când a trebuit să-mi iau diploma, licența pro, am fost la el, am văzut cum lucrează și sunt doi antrenori foarte, foarte buni. Parcă îmi doresc din toți... Te rog. Sunt soluții pentru orice echipă. Sunt soluții pentru orice echipă și soluții bune. Iar eu îmi doresc din tot sufletul, parcă să... Doar trebuie să-i lași să lucreze după cum cred ei. Pentru că dacă vii ca președinte sau și spui stai puțin că nu e așa, stai puțin că e așa, atunci, sigur, intri într-o zonă grea și nu o să poți să facă treaba. Ar fi o problemă sau e o problemă pentru ei să lucreze cu președinții din Grecia? Nu știu dacă e o problemă pentru ei, dar în momentul ce sunt lăsați să-și facă treaba singuri, să știi că și ai văzut, sunt lăsați în pace și își fac treaba foarte bine. Barca, îți mulțumesc și îți doresc din tot sufletul să te întorci cât mai repede în activitate, să vă reveniți și în Grecia, în primul rând, din punct de vedere a vieții, și tu să-i dai drumul la treabă după, din vară, gata, că ai stat suficient relaxat. Că te întorci în România, că mergi în altă direcție. Știi că nu stau deloc relaxat, sunt tot timpul într-un
chiar dacă sunt acasă, n-ai cum să fii relaxat. Dar aștept, bineînțeles că aștept să găsesc, să-mi găsesc și o echipă. Mulțumim din suflet pentru emisiunea din această dimineață. O zi bună și multă sănătate, atât ție cât și familie. Vă doresc numai bine. Iasu, da? E salutul lor. Vedem pe scurt și transmisiunile de astăzi, viitorul Poliaș e o restanță pe Lux Sport la ora 19, după care știm cu toții seara de Europa League. Ne îndreptăm mai degrabă către meciul Slaviei Praga de la Londra cu Arsenal, ora 22, pentru că este unicul român supraviețuitor în această competiție, după care vedem alte trei partide pe care puteți să le urmăriți. În fine, și un Malatia Sport cu Fener de la ora 19 pe Lux Sport Plus. O informație de ultimă oră și cu asta am să închei. Simone Inzaghi, antrenorului Faner Radu de la Lazio, din păcate și el a fost depistat cu coronavirus. Iată, după ce a devenit cel mai selecționat jucător Fane, nu va avea antrenorul pentru 2-3 săptămâni de la pregătire, de la meciurile oficiale. Iulian, îți mulțumesc foarte mult. Cu plăcere. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Ne revedem mâine de la aceeași oră. Să aveți o zi frumoasă. Yeah.